Cupa Florilor s-a aflat în acest an la cea de-a doua ediție. Este o competiție de șah destinată numai preșcolarilor și școlarilor din clasele primare. Au participat sportivi din Sighetul Marmației, Baia Mare, Satul Mare și Turda. Zeci de cupe, medalii și diplome puse în joc i-au făcut să rivnească la premii. Concursul a fost organizat pe categorii de vârstă, iar premii s-au dat și pentru secțiunile băieți și fete, astfel că aproape fiecare a plecat cu câte un premiu acasă. La categoria de vârstă pentru copii sub 8 ani, premiul întâi a revenit sighetanului Andrei Onița Ivașcu. La categoria Under 10 a câștigat competiția tot un sighetan, Raul Alexandru Covrig, iar la categoria Under 12 premiul întâi a ajuns la Alexandra Maria Rus, o șahistă legitimată la CS Șah Club Potaița Turda. Lista completă a câștigătorilor se poate vedea pe site-ul de știri maramedia.ro.